Ce ne citești, Marc? Sub. Sau zi. Dimineața din care lumea a fost altfel. Copiii, dacă v-aș spune că un pui de ciocârlie născut fără aripi a salvat viața tuturor animalelor dintr-o pădure, m-ați crede? Da, chiar așa a fost. Iar dacă sunteți curioși ce s-a întâmplat, așezați-vă confortabil și ascultați povestea lui Țup. A fost odată ca niciodată o pădure mare și frumoasă din care oamenii încă nu tăiaseră copaci și unde animalele și păsările trăiau fericite. La marginea unui luminiș își avea cuibul o ciocârlie. Da, o ciocârlie. Acea pasăre micuță care cânta atât de frumos cum puține păsări o pot face. Oprește-te puțin. Bun. Aveți întrebări pentru Marc? Eu. Ianis. Ce ne-a plăcut? Ți-a plăcut? Teodora, ce întrebare ai? Cu apreciere. Așa este. Mm-hmm. Lucas, ai răbdare? Lucas? Așa, Lucas? Da, Alexandru? S-a auzit bine, ați văzut ce voce puternică a avut? Tudor, ce vrei să zici? Da? Christopher? O apreciere sau o întrebare? Nu înțeleg. Așa, Raul. Eu am o apreciere, îmi place foarte mult cum ai citit. Și am o întrebare, de unde ai luat cartea? Bună întrebare. Lasă-l să răspundă. Nu de la librărie, de pe internet mama mea a găsit-o. Mm-hmm. Ștefan, ce vrei să întrebi? Am o apreciere. Da. Cum a citit și cum a intonat toate cuvintele. Diana? Super! Marc, mulțumim! Astăzi ne oprim aici, te rugăm să continui mâine, da? Să-ți pui semnul unde ai rămas.